Când ați fost deportat? În ce an? Deportat în anul 40. Și la anul 41 eu m-am prăbădit, dar pe tata eu nu știu unde. Cum l-a luat, noaptea la 11, pe mine s-a împușcat atunci. Și poate și eu a ticat acolo. Mama s-a întâmplat când l-a auzit că papa nu-i, a pe ea nici nu apă, nici ea nici nu mânca. Era foarte bună. E iubit unul pe altul și pe noi ne-a crescut. Într-un mod miraculos, domnul Bejenar și-a păstrat abilitatea de a vorbi limba română, chiar dacă n-a avut cu cine să comunice mai bine de 40 de ani. Când l-am întrebat cum a reușit să facă acest lucru, mi-a răspuns zâmbind. Am vorbit cu mine însumi. Mama era mai tânără, că i-a rămas 12 ani fără bunica când a murit și ea s-a aranjat la postână, colhozul cum era. Și rușii nu știau că oile se mulg. Ea mulgea oile noaptea și prenea pe fratele său și pe dânsa. Și își mulgea lână de la oi, de să a făcut îmbrăcăminte și fratele și ei, pentru că așa trebuia să lățuiască. Când a avut loc revenirea aici a mamei dumneavoastră și de ce fratele mamei dumneavoastră a decis să rămână acolo? Adică când a venit mama cu 5 copii în Moldova, în 59, fratele de acum avea copii căsătoriți și toți erau ruși, că de, nu se spune în imagine că el are 16 copii. Mama povestea că nu avea lapte, nu avea cu ce să mă lapteze. Și lua dimineața o bucățică de pâine pe care le 200 de grame de pâine era toată porțiunea pe o zi, pe 24 de ore. Și o lua dimineață, o punea în buzunar și mergea la tăiat pădurea. Și când venea seara să-i vă aducă, era o bucățică de esență. Și eu am crescut mare și aveam 4-5 ani și când mă întreba ce mai vrei, mă bani, nu, vreau mag. Pus mag, vreau, era mâncarea mea preferată. Este o mândrie pentru mine că am avut o mamă. Care a suferit și care îmi spunea, de câte ori am văzut moartea cu ochii senică. Dar să știi că omenia și dragostea de țară nu ți-o poate lua nimic și nimeni. Eu am încărcat așa, străbunica mea, Măca Irina, bunicul, Serafin Ilar Ionovici Gacina, soția lui, această Natalia Nazarovna, și fetița, deci sora mamei cea mai mică, pe bunicul l-au separat și l-au dus la Ivdel, unde a fost exterminat. Toate gunoile din sat și cu securitatea rusă au făcut liste de deportare și au scris acolo toți oamenii care erau gospodari în sat, preot, tot ce era mai cult, mai civilizat, mai deștept. Și în felul ăsta, noaptea au cujurat casa, înainte de 13 și în ziua de 13 au venit și să ne trebuia să lucrăm. Eu lucram cu tăiem crengi la copaci, pentru asta aveam 200 de grame de pâine neagră pe zi și seara când veneam de la servicii, la vârsta de 9 ani, mă duceam pe la casă de săracilor, și aceia erau săraci, ferească Dumnezeu, și culegeam coși de cartofi și restul ce era de varză, că acolo așa nu mai crede nimic în Siberia, numai varză și cartofi, și culegeam ca să avem ce mânca. În timpul lui Stavros, că au trecut ani, mama și-a făcut 3 ani jumătate de închisoare și a venit acasă. Când am venit acasă, dezastru, casă distrusă, toată era îmbrăștietă. Și s-a întâlnit cu doamna asta care i-a povestit unde sunt eu. Mama s-a armat cu mâncare, 200 de ouă fert, a scos gălbănușul, a luat zahăr, pe smeț a făcut și s-a pornit în Siberia. Fără act, fără bani, fără nimic. Așa, s-a vântat în Siberia. Și a venit după mine și m-a luat. Trebuie să reamintesc că prin decretul fostului președinte Nicolae Timofte, în 2016, ziua de 6 iulie a fost declarată drept zi de doliu național. Evenimentul ăsta la care suntem toți participanți acum este pentru a 5-a oară, dar eu azi când am ieșit acolo în hol și când am văzut că vine atâta lume, așa de tare m-am emoționat și zic, Doamne, cum să iau pe toți în brațe și cum să reușesc să vorbesc cu toți, pentru că știu sigur că fiecare vezi câte poveste. Îmi bate Ieminescu s-aranjam.
mai bine ies din minți decât din neam. Sfios precum copilul în bătrân, rămân român.